Ei bine, salutare dragilor și bine v-am regăsit la un nou episod de Sims 4, de această dată cu prezentarea unui nou mod care mi-a atras atenția și îl căutam de foarte mult timp. Cu acest mod vom putea să circulăm în locații ascunse din Sims, cum ar fi spitalul, poliția, dar și alte locații. Însă, înainte de toate, nu uitați să lăsați și voi un like, bineînțeles aștept și comentariile voastre să-mi spuneți dacă ați auzit de acest mod, iar dacă sunteți noi pe canalul meu și vă place contentul, nu uitați să vă abonați. Suntem aici într-o familie din Copperdale, n-am mai intrat până acum în această familie, iar chestia faină cu acest mod este că ne dă nouă posibilitatea de a circula în locații în care nu putem ajunge decât dacă avem, spre exemplu, o urgență sau avem o anumită misiune. Totodată veți găsi și linkul în descriere pentru a downloada acest mod, iar acum dacă mergem pe telefon, vedem în această listă Travel to Venue, ceea ce înainte nu exista, și dacă dăm click pe aceasta, o să vedem aici că avem locații ascunse sau Vacation World. Locațiile de excursii, acestea le știm și putem să avem și noi acces fără nicio problemă dacă dăm pe telefon, însă chestia faină este aici la Hidden Venues și dacă dăm aici click, vedem că sunt o groază de locații, iar pentru început vom merge în această pădure, bineînțeles trebuie să selectăm personajele cu care vom merge. Bun, și se pare că aceasta este prima locație. Am mai fost aici din câte mi-amintesc, dar este destul de interesantă locația, deci clar aici am fost, așa că haideți să dăm pe telefon să vedem următoarea locație. O să le iau pe rând pentru că vreau să văd unde putem ajunge în fiecare locație. Aici cred că este cea din Oasis Springs, dacă nu mă înșel, așa că haideți să-l trimitem pe Marcel în această locație. Bun, și am ajuns în cea de-a doua locație, da, și aici mi-amintesc când am fost. E destul de interesantă dacă vreți să vă creați anumite povești și înainte aveați acces doar la locațiile clasice, acum aveți în plus aceste locații care zic eu că sunt destul de interesante. Cum, haideți să dăm din nou pe telefon și să mergem la următoarea locație. O să trecem rapid prin toate acestea. O să mergem acum în Deep Woods să vedem, aici cred că este în Outdoor Retreat. Bun, și am ajuns în locația cu numărul 3 și vreau să văd dacă mi este cunoscut această locație. Măi, nu cred că am mai fost până acum aici. Clar este în Outdoor Retreat, dar nu știu exact locația aceasta. Ce naiba e aici? Mi se pare ceva suspect în zona asta pe aici. E tot așa pus pe rotund, dar văd că avem aici încă o chestie și anume această căsuță și nu înțeleg de ce este deschisă pentru mine. Adică am acces să intru aici. Uite, e cu coana asta pe aici. Cine naiba o fi asta? Maranda, nu o cunoaștem. Bun, hai să ne punem înapoi pe simul nostru și să vedem unde mergem mai departe, ce mai avem acolo în telefon, pentru că erau destul de multe locații. Iar următoarea este Sixam, este locația extratereștrilor. Știu sigur că am fost și aici. Bun, și am ajuns și în locația extratereștrilor. Pentru cei care nu știți, cam așa se prezintă. Poți ajunge aici doar dacă faci level destul de mare la meseria de astronaut, primești acest portal și atunci te vei putea teleporta aici, altfel nu ai cum. Așa că haide să vedem acum următoarea locație. Mamă, pe ce rapid trecem. Aolo, n-am voie să folosesc telefonul aici? Nu pot să cred. Hai să ne întoarcem înapoi atunci, return home. Uite că cu asta nu m-am mai întâlnit până acum cu situația aceasta. Bun, și ne-am întors înapoi acasă. Haide să dăm din nou pe telefon și să vedem acum unde ne vom duce. Dar de aici, pe la poliție am mai fost, știm acest lucru. La spital am mai fost. Haideți să ne uităm la astea la care n-am mai fost, pentru că sunt, zic eu, mai interesante. Și am ajuns la laboratorul secret, care și acesta ai acces doar dacă lucrezi în acest laborator, altfel n-ai cum să ajungi. Și mi se pare destul de interesant că acum poți accesa această locație secretă, ca să zic așa. Haideți să dăm din nou pe telefon aici și să vedem acum unde ne ducem. În partea aceasta, hai să vedem templul ăsta. Acest templu se află în Salvadorada și din câte mi-amintesc eu am ajuns aici sau mai aveam foarte puțin și ajungeam. Știu că trebuia să trec prin niște chestii pe aici ca să poți ajunge la templul acesta, dar cam acesta este, puteți să intrați în el și să-l explorați. Aveți o groază de chestii de descoperit aici în interior, trebuie să faceți diferite task-uri, dar haideți să vedem ce mai avem în telefon aici, Travel to Venue, și dacă ne ducem aici, Plumbob Studio. Ah, ia uite, ăsta e ăla din Get Famous, dacă nu mă înșel. Hai să mergem și aici. Bun, și am ajuns și aici. Cred că ăsta este, mai mult ca sigur. Aici aveai tot felul de misiuni pe care trebuia să le faci dacă voiai să ajungi vedetă. Asta este locația unde se fac filmele din Sims, cum s-ar zice. Iar acum pe telefon, Travel to Venue, și aici hai să vedem. Travel to the Secret Lab, ăsta îl știu. Aici am mai fost și mai este zona aceasta. Hai să mergem în Comorombi să vedem exact ce găsim aici. Intră acum pe Eneba și profită de cele mai tare reduceri la jocurile preferate. The Sims 4 și multe alte jocuri te așteaptă cu super reduceri în fiecare zi. Toate informațiile le găsești în descriere.
Bun, și am ajuns în această locație. Sincer să fiu cu voi, n-am mai fost până acum, deci e undeva gen cică pe vârful muntelui. Deci care e faza cu locația asta? Ce pot să fac eu exact aici? Ia să vedem că avem pe aici niște chestii. Băi, cred că doar ajungi în vârful muntelui și cam atâta, nu ți apar alte chestii. Iar acum aș vrea să mai încerc o singură chestie. Dacă dau pe ăsta, Vacation World, dacă îi dau pe Batu, sunt curios să văd dacă mă trimite direct. Și da, se pare că am ajuns direct în Batu, ceea ce nu este posibil decât dacă dai pe telefon și îți alegi o excursie sau ceva de genul acesta. Ei bine, acum se pare că ai posibilitatea de a ajunge în această locație pe care eu nu am explorat-o foarte mult și dacă vreți cumva vreodată să vă cumpărați acest game pack, nu vi-l recomand, nu vine cu foarte multe chestii. Așa că, dragilor, cam acesta a fost clipul. Eu sper că v-a plăcut, nu foarte lung, dar am vrut să vă prezint și vouă să vedeți că aveți posibilitatea aceasta de a călători în alte locații în care de obicei ești blocat de joburi sau de diferite acțiuni pe care trebuie să le faci în joc. Aștept să spuneți în comentarii dacă știți acest mod. Bineînțeles, nu uitați să lăsați și un like. Iar până la un nou clip de Sims 4, eu am fost Alex. Toate cele bune, ciao!